Candidatul USL nu are profilul unui câștigător, spun pedeliștii care amână decizia numirii unui candidat pentru fotoliul de primar. Nu-l văd cu mentalitatea de învingător, de responsabil și îl văd pierzător și va realiza probabil că în perioada următoare acest lucru și nu va mai candida. Nu se mai pot câștiga alegerile cu presiuni pentru aia, dar n-am făcut nimic pentru voi timișoreni, n-am făcut nimic pentru voi cetățeni din județul Timiș. Am absentat ca un chilangiu de ultimă speță. Profilul este inginer, cu barbă. Liderii USR Timiș nu sunt îngrijorați de criticile democrat-liberalilor. Eu cred că nu au cum să facă mai mult de 15% cât au făcut acum 4 ani de zile și cred că dacă nu mă înșel, tot domnul Ciobanu era candidat. O să vedem ce candidat își vor desemna cei de la PDL. Timișorenii știu să aprecieze dacă pot fi un bun primar sau nu. Să-și lase domnul Ciobanu barbe, eventual, poate atunci corespunde acelui prototip al candidatului despre care am înțeles că a vorbit și ia mai multe voturi dacă fără barbă n-a luat. Gheorghe Ciuhandu este la al patrulea mandat în fruntea capitalei Banatului. Actualul edil evită să dea ca sigură o nouă candidatură pentru primăria Timișoarei.